Faimoșii au pierdut cel de-al doilea joc de imunitate și vor fi nevoiți să facă nominalizări și în această seară. După cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii, faimoșii și războinicii au ajuns din nou față în față la Consiliul de Nominalizare. Faimoșii au fost cei care au pierdut imunitatea în jocul de astăzi. Astfel, în cel de-al doilea Consiliu la Survivor România, faimoșii au fost nevoiți să-și nominalizeze încă un coleg de echipă spre eliminare. Astfel, în cel de-al doilea Consiliu de Nominalizare al săptămânii, faimoșii se află din nou în situația dificilă de a face nominalizări, iar deciziile lor încep să fie din ce în ce mai greu de luat. Fiecare concurent din echipa faimoșilor își va exprima alegerea luând în calcul diferite criterii. Unii dintre ei vor vota luând în considerare evoluțiile sportive ale colegilor, alți concurenți se vor orienta în alegerile lor bazându-se pe relațiile de prietenie, având în vedere că s-au format deja anumite alianțe în cadrul echipei roșii. După ce faimoșii au mers rând pe rând să-și exprime votul secret pentru a decide încă un concurent nominalizat, Daniel Pavel a anunțat cine este concurentul sau concurenta care a primit cele mai multe voturi din partea colegilor săi. Spre finalul Consiliului de Nominalizare, prezentatorul emisiunii a anunțat că cele mai multe voturi din partea coechipierilor săi a primit Elena Marin, ea fiind astfel desemnată drept cea de-a doua concurentă nominalizată spre eliminare a săptămânii la Survivor România. Elena Marin se va alătura Roxanei Nemes în următorul Consiliu de Eliminare de mâine seară.